Astăzi aș vrea să discutăm puțin despre oamenii care mijlocesc, adevărații eroi secreți ai cerului. Dacă vă aduceți bine aminte, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că atunci când se roagă nu trebuie să se asemene cu fariseii care se rugau la colțul străzii ca să impresioneze trecătorii, ci mai degrabă să intre în odăița lor, să încuie ușa și să se roage tatălui nascuns, iar tatăl se va întâlni cu ei în acel loc tainic al rugăciunii, iar Dumnezeu va face lucruri mărețe prin ei. Cu alte cuvinte, tatăl își va răsplăti și cinsti public copiii care l-au căutat în ascuns. Cred că atunci când vom ajunge în cer, vom fi de-a dreptul șocați când vom vedea cine sunt cu adevărat eroii credinței. Aceștia vor fi oamenii care au avut o viață ascunsă de rugăciune și care l-au căutat pe Dumnezeu în ascuns. Cu mai mulți ani în urmă am fost în fosta Uniune Sovietică, mai exact în Moldova. În acea perioadă Europa de Est era într-o plină tranziție politică, iar eu m-am dus acolo să predic Evanghelia. Iar prima evangelizare a avut loc pe un stadion în orașul Bălți. Iar când am ajuns acolo, am întrebat-o pe soția mea dacă mă poate susține în rugăciune împreună cu un grup de surori, care deja se rugau pentru mine de mai bine de 30 de ani. Bineînțeles că au acceptat să se roage pentru mine, iar la întoarcerea mea acasă, una din surori m-a întrebat: Semi, aș vrea să te întreb ce s-a întâmplat în Moldova. Acum dați-mi voie să vă arăt ce s-a întâmplat acolo într-un clip video din arhiva personală. Oamenii din Bălți nu mai participaseră niciodată la o evanghelizare așa de mare și nu au mai avut ocazia să-și predea viața lui Hristos. Așadar le-am spus: vă rog să vă ridicați cu toți în picioare și să vă plecați capetele în rugăciune. Acum, dacă este cineva care vrea să-L cunoască pe Hristos ca Domn și Mântuitor, să ridice mâna. Dar nimeni nu a ridicat mâna, iar eu am rămas puțin încurcat și m-am gândit: acum ce mai urmează? Dacă îi chem pe oameni să vină aici în față și nu vine nimeni, o să intru în bucluc cu cei de la primărie, care oricum s-au opus întâlnirii noastre. O să fim de batjocura întregului oraș. Oare ce ar trebui să fac acum? Și mă tot frământam: Doamne, spune ce să fac. Și până la urmă am văzut că vine spre mine o femeie simplă de la țară. Ea s-a apropiat încet încet de amvon, având o floare în mână, și ea era singura persoană care ieșise în față din mijlocul mulțimii de oameni. Ea a venit liniștită și plină de curaj spre amvon, fără să-i pese de ce va spune sau gândi cineva despre ea. Iar atunci când a ajuns în fața mea, mi-a întins floarea din mâna ei, apoi imediat s-a plecat pe genunchi și a început să se roage fierbinte înaintea lui Dumnezeu. În timp ce ea se ruga, zeci și zeci de persoane au început să vină în față lângă ea, iar la final au fost sute de oameni pe care chiar acum îi vedeți și care și-au predat viața Domnului Iisus Hristos. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că o femeie simplă de la țară a avut curajul să iasă din mulțime și să se roage fierbinte. Nu-i așa că a fost uimitor? Chiar un om simplu care se roagă poate să influențeze o națiune întreagă. Aceștia sunt până la urmă eroii secreți ai cerului.